La finele acestei săptămâni au loc zilele Zaleului. Evenimentul programat în perioada 26-28 iulie ajunge anul acesta la cea de-a 22-a ediție. Timp de 3 zile, toți cei prezenți se vor putea bucura de o mulțime de activități, de la concursuri sportive și expoziții de pictură, până la concerte de muzică populară, ușoară sau folk. Cunoscutul Festival Internațional de Folclore Căuri Meseșene va fi anul acesta parte integrantă a zilelor Zaleului. Noutatea acestei ediții o reprezintă show-ul de lasere, care va înlocui tradiționalul foc de artificii. Zilele Zaleului au loc în perioada 26-28 iulie. Manifestările se vor desfășura în parcarea din spatele primăriei și în amfiteatrul din parcul municipal. Timp de 3 zile, de vineri până duminică, toți cei prezenți se vor putea bucura de o mulțime de activități. Ca și tipuri de activități pe care le avem în cadrul acestui eveniment sunt concursuri sportive, turneu de șah, fotbal, box, tenis de masă și tenis de câmp, expoziții de pictură. Vor expune în cadrul acestui eveniment în holul primăriei elevii cercului de pictură de la Casa Municipală de Cultură și pictorul Costălaș Dumitru va avea o expoziție de cultură chiar în sala în care va fi deschiderea festivă a evenimentului, în sala Transilvania. Vom avea muzică folk în Parcul Central în 26 iulie, începând cu ora 20 până la 23. Iar la scenă, tot în 26 iulie, la scenă mă refer în parcarea din spatele primăriei, Festivalul de Folclore Căuri Meseșene, care va începe de la ora 18 și va ține până la ora 22. Sâmbătă, 27 iulie, va fi dedicată, muzicii ușoare, de la ora 19 la 24, pe scena pe care o amenajăm în parcarea din spatele primăriei, o să evolueze trupa Talisman, Carlos Dreams, trupa Sexy cu Giulia Gianu, Silvania Bay DJ. Duminică și sigur tot sâmbătă de la 23:45 până la 24 va fi un show de lasere. Deci nu o să avem în acest an jocurile de artificii, cele pe care le știți și le-am avut an de an. În acest an va fi acest show de lasere. Duminică va fi Festivalul Internațional de Folclor Ecouri Meseșene, care se află la ediția 44. Această activitate va fi gestionată de Centrul de Cultură și Artă Consiliului Județean. Este un festival internațional, am înțeles că sunt echipe de dansuri și de folclor din 7 sau 8 țări. Sâmbătă, 27 iulie, la clădirea Transilvania, va avea loc și premiera cuplurilor din municipiu care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie. E vorba de 64 de perechi care au spus da în urmă cu o jumătate de secol. Tot sâmbătă, la ora 10, se va deschide practic oficial acest eveniment și va avea loc în sala Transilvania ședința festivă. O să felicităm și cele 64 de familii care în acest an sărbătoresc nunta de aur. Va fi un concert simfonic cu Orchestra Simfonică Alegria, iar la ora 11 o să invităm pe toți participanții la o masă festivă, la restaurantul Briliant, și cei care sărbătoresc nunta de aur o să participe tot așa la o masă festivă în care se va oferi și un tort, așa cum se obișnuiește la nuntă, la Brilliant Meseșene.